Universitatea Cluj, SM București, CM Craiova și Rapid sunt primele patru formații pe care Gloria le va întâlni în sezonul 2020. Gloria va debuta în Liga Florilor acasă pe 31 august cu Universitatea, echipă pe care a învins-o tur-retur în sezonul trecut. Romeo Ilie avertizează însă că nu mai există echipe slabe care să cedeze cele trei puncte încă de la încălzire. Ca atare, obiectivul roșalbastrelor, acela de a se clasa în primele 8 echipe, devine chiar mai greu de realizat decât anul trecut, când Gloria a evoluat în calitate de nou promovată. Alternează meciurile grele cu cele mai puțin grele. Mai puțin grele, mult spus, care mai abordabile, să zicem, că nu pot fi meciuri ușoare în anul acesta, pentru că toate echipele s-au întărit foarte, foarte mult. Nu mai e nici măcar Clujul, unde toată lumea spunea să ia 3 puncte. Da, Clujul deja, ținând cont de evoluția în ultimele jocuri din campionatul trecut, va fi o nucă greu de spart în condițiile în care își revine și Chintăvan Pipotu, care e jucătoare de clasă. După ce au efectuat luni vizita medicală, handbalistele de la Gloria vor urca la cheile grădiștei, locație unde efectuează cantonamentul mai multe grupări din Liga Florilor. În cele 10 zile, Gloria va disputa și câteva amicale. Luni pe 22 plecăm în cantonament, stăm 10 zile la cheile grădiștei, unde am mai fost și în anul trecut, și în vară și în iarnă. Acolo deja sunt jucătoarele de la Zalău, vin și cele de la Brăila, vom face și câteva jocuri. Știu de anul trecut că mai multe echipe și aleg spre cheile grădiștei că să se facă meciuri amicale. Da, în primul rând pentru sala de acolo. Nu întrerupem pregătirea în sală ca în alte locații unde nu există sală și vremea nefavorabilă nu ne permite să facem afară și e timp pierdut. Acolo avem alternativa sălii, când putem să facem antrenament oricând, oricum. În cantonamentul de la cheile grădiștei va merge cel mai probabil și Ovidiu Mihăilă. Deși nu s-a oficializat instalarea tehnicianului, fostul stelist a fost prezent ieri în sala Romeo Iamandi la antrenamentul Gloriei.